Alegerile interne din PNL Argeș se vor încheia pe 29 aprilie, atunci când liberalii argeșeni își aleg liderul. Narcis Sofianu spune că, oficial, până în acest moment, sunt înscriși Olimpia Doru și Adrian Miuțescu. Din câte am înțeles, până acum ar fi doi colegi care intenționează să candideze. Este vorba, ca să începem cu doamnele, despre doamna consilier județean Olimpia Doru și este vorba despre domnul consilier județean Adrian Miuțescu. Narcis Sofianu mai spune că nu este interesat de conducerea niciuneia dintre filiale, nici cea județeană, dar nici cea de municipiu, însă va candida pentru un loc în biroul județean. La un moment dat au fost voci care m-au încurajat și pe mine chiar să candidez pentru această funcție. Și de asta v-am și întrebat dacă vă... Nu, ceea ce a apărut în presă sunt speculații, probabil are unor colegi de-ai mei care așteaptă să vadă dacă voi candida sau nu. Eu nu voi candida nici la organizația municipală Pitești, nici la filiala județeană pentru funcția de președinte. Voi candida pentru o funcție în birou, dar v-am spus că în emisiunea trecută aș vrea să mă concentrez cât mai mult asupra responsabilității mari pe care consider că o am în calitatea mea de lider de grup al consilierilor locali de la Pitești.